Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. La început aceasta s-a speriat că ar fi putut fi de fapt o mușcătură de șarpe, dar după ce a ajuns la spital, Bruneta a aflat că e vorba despre un păianjen. Nici în această situație lucrurile nu erau mai roz, căci pe corpul fostei ispite de la Insula Iubirii au început să apară pete roșii. Mi-a trimis mami ceva medicamente din România, le-am băut 7 zile, era ceva fungic practic, era ca o ciupercă, apăreau niște bubițe. Am terminat tratamentul și acum aștept să treacă vreo 2-3 săptămâni și ar trebui să scap de tot. De apărut nu mi-a apărut nimic, nu mă mai mănâncă pielea, erau puține 2-3, însă unde le aveai, acolo te mânca foarte rău, te scărpinai, a mai spus Bianca Pop, mi-a fost teamă, era ciudat, am primit mesaj pe Instagram de la o tipă care mi-a dat fotografii și avea corpul groaznic. Avea efectiv de pe picioare, pe gât, era efectiv plină, m-am speriat groaznic, am zis că sper să nu mă umplu așa. Ea era așa de 4-5 luni, la ea probabil e ceva și mai rău. Eu am avut 2-3 așa mari și urâte. Atunci când mi-au apărut m-am și speriat, eu cred că o să-mi treacă, a mai zis fosta ispită de la Insula Iubirii. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.